De curând s-a deschis în pietonalul Ștefan cel Mare, după cum vedeți, intrarea dinspre fosta clădire Bancpost, un spațiu deosebit și îl avem alături de domnul Adrian Ciobanu. Bine v-am găsit, ne așteptați ca și clienți. Noi suntem clienții dumneavoastră și ne explicați, domnule Adrian Ciobanu, ce ați deschis aici la dumneavoastră în pietonal. Bună ziua, am deschis un lounge, un bar cu specific preparate pe bază de cafea, sucuri naturale făcute din fructe și legume. Cu terasă, văd că aveți și spațiu de joacă pentru copii, da. Pentru familiile care vin să servească ceva la dumneavoastră, probabil să aibă un spațiu de joacă pentru copii. Câte locuri sunt la terasă? Avem 48 de locuri la terasă, iar la interior avem 28 de locuri. Haideți în interior să ne arătați și interiorul. Sigur. Eu l-am văzut înainte și e foarte frumos amenajat. La ce valoare a ajuns investiția dumneavoastră aici? Nu am făcut o estimare, dar undeva la 50.000 de euro. Am înțeles, aproximativ 50.000 de euro. Haideți să intrăm în interior, să vadă și telespectatorii noștri interiorul spațiului dumneavoastră, deosebit aranjat. Foarte frumos, ca un adevărat lounge. Ce oferiți ca specific aici la dumneavoastră client? Noi ne bazăm mult pe preparate din cafea și băuturi, sucuri naturale făcute din fructe și legume 100%. Avem un aparat special care ne ajută să facem și avem în meniu rețete pentru energizare, detoxifiere, imunizare, în funcție de fiecare ce dorește să servească. Aceste băuturi în curând le veți găsi și pe Roman Delivery, unde vor fi postate împreună cu lounge-ul. Să poată fi comandate acasă. Și acasă, da. O să avem prăjituri și sucurile despre care vorbeam. Ce program de activitate va fi aici pentru cine dorește să vină? De la ce ori până? Ne găsit în fiecare zi, de la 9 dimineața până la 10 seara, de luni până luni. Sperați și o vreme frumoasă să fie ocupată și terasă. Sperăm, dacă nu la anul. Noi am deschis de joi, de joia trecută. Încercăm ca în weekenduri, cum de altfel vinerea aceasta, o să avem program cu animatoare, cu mascot pentru familiile cu copii. Practic, noi pentru familii și pentru cei care doresc un loc de relaxare, de liniște, am creat acest spațiu. Și după cum vă spuneam, vinere de la 6 avem animatoare și mascotă pentru copii, cine dorește, îi așteptăm la terasă. În acest weekend, nu? În acest weekend, da. Am înțeles. Un spațiu deosebit de frumos ați amenajat aici. Cum v-a venit ideea să organizați acest spațiu? De unde a plecat inițiativa dumneavoastră? Având doi copii și neavând unde să merg cu ei în Roman, să găsesc un spațiu unde să-mi ofere atât liniște mie, cât și activitate copiilor, m-am gândit să creez acest loc unde eu să mă bucur de o băutură rece și bună, iar copiii de spațiu de joacă și să fiecare să fie liniștit. Ați anticipat un pic întrebarea următoare a mea. Căror plaje de vârstă se adresează spațiul dumneavoastră? Pentru că mulți tineri, ați văzut în ultima perioadă, se plâng că nu au spații unde să socializeze, unde să stea de vorbă, unde să schimbe o... Da. Nu avem o categorie anume, după cum vedeți, spațiul este amenajat pentru orice categorie de vârstă, atât pentru cei tineri, cât pentru cei de vârstă medie sau pentru cei în vârstă, pot veni la noi să servească o cafea, o băutură, să citească o carte în liniște. Asta este scopul adevărat al acestui local. Domnule Adrian Ciobanu, vă mulțumim că ne-ați fost gazdă. Invităm romașcanii și celor din jurul Romanului care se nimeresc în oraș și vor să stea la o cafea, la un smoothie, cum spuneați noastră, la o băutură specială, să vină în acest spațiu frumos amenajat de dumneavoastră, în pietonalul Ștefan cel Mare. O locație o găsesc foarte ușor. Cei care o caută la intrarea dinspre fostul Bancpost, coboară scările și imediat pe dreapta o găsește pe dumneavoastră, întâmpinați cu căldură și cu mare băuturi drag. Foarte bune. Astăzi Roxana o să ne prepare un nourishing. Este o băutură pe bază de caise, morcov, portocală, măr și ghimbir.
deja sunt pregătite ingredientele. Păi să o rugăm pe domnișoara Roxana să ne prepare. La ce ajută această băutură? Această băutură ajută la... Practic, caisele oferă un aspect luminos și neted tenului. Pe lângă antioxidanți, caisele conține și un nivel ridicat de vitamina A, important pentru un ten luminos. La oaltă, cu antioxidanți din portocală, măr și morcov, cu acest suc nourishing vei proteja din interior tenul de efectul radicalelor liberi care duc la o deteriorare a pielii și la îmbătrânirea prematură. Super! Dacă nu vrem să îmbătrânim, venim la dumneavoastră și consumăm zilnic un astfel de, o astfel de băutură, un astfel de smoothie și o să fim cu un ten fin și luminos. Deja domnișoara Roxana a terminat de aranjat băutura. Invităm unul dintre clienții dumneavoastră să o consume. Succes în activitate. Mulțumim. Și mulți clienți. Mulțumim, mulțumim.